mai. Hai la hora fetelor, hora moldoveșelor mai. Cum jucăm noi pe la Iași, cu fetii și flăcăiași mai. Că avem la inimă șar, măi. Când e drag mult a juca și horili a cânta, măi. Ia zi una toboșar, că avem la inimă șar, măi. Când e drag mult a juca, dar și horili a cânta, măi. Bună seara și putem spune la mulți ani, cum puteam să începem emisiunea noastră de astăzi decât într-un mod autentic românesc, 100% românesc, pentru că petrecem în fiecare joi împreună alături de același prezentator, Cătălin Radu, dar de data aceasta cu o tânără frumoasă cântăreață de muzică populară, muzică de folclor. Numele ei este Sorana Elena Dumitriu. Bună seara și bine ai venit la noi în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt onorată să fiu în această zi alături de dumneavoastră. Și noi ne bucurăm de prezența ta, pentru că am tot invitat diferite persoane la noi în emisiune, cu diferite ocupații, însă pe partea muzicală de folclor, doar colega mea, Cătălina, se ocupă cu așa ceva, însă am simțit nevoia că pe 24, dacă a picat joi, trebuie să am și eu să-i fur una dintre invitate și să o aduc la mine în emisiune. Și n-am furat chiar pe oricine, am furat o fată frumoșică foc. De unde ai tu ochii ăștia așa frumoși? Vă mulțumesc. Cred că îi moștenesc de la mama, sunt sigură. Mama ta este în spatele camerilor, trebuie să ne uităm și la ea, dar după emisiune să vedem dacă într-adevăr așa este. Ai cântat foarte frumos, cânti, ai o voce foarte, foarte frumoasă. De la ce vârstă ai început să cânti? Eu cânt de la vârsta de 12 ani, însă am început cântând la serbările din școala mea. Am cântat la corul bisericii și încă o fac și acum. Și pe această cale vreau să îi mulțumesc doamnei Claudia Martinică, cu dumneia ei am început. Vreau să îi mulțumesc pentru tot ajutorul acordat. Și mă bucur că am ales acest drum și îmi place foarte mult ceea ce fac. Mari cântăreți în străinătate, mă refer din partea americană, așa, eu consider că muzica cea mai bună internațională vine de peste granițele noastre, din partea Americii. Negri ăia, care cântă foarte, foarte bine hip-hop-ul ăla pe care noi îl ascultăm, ei pornesc de mici să cânte în corurile bisericile lor. Nu au biserici ortodoxe, au alte religii și devin mari, mari cântăreți. Văd că și tu ai început tot la fel, din corul bisericii. Sunt tinerii apropiați de partea asta evlavioasă? Mai merg tinerii la biserică în momentul de față?
Să știți că da, noi la biserica, eu stau în satul Uricani, pe această care vreau să-mi salut consătenii. Salutăm pe toată lumea, salutăm și pe domnul primar, nu? Sau cine? Da? Toată lumea, toți de acolo. Să ne mai invite și domnul primar la zile comune, să transmitem live de acolo, să mai prezentăm, să mai cântăm. Ai cântat la zile comune? Sau nu se organizează? Se organizează, da, am cântat, a fost foarte frumos. A fost primul meu spectacol, să vă spun așa, am avut mari emoții. Mai ales că eram în satul meu, însă am depășit, am cântat și am depășit emoțiile. Și de ce ai început tu să cânți? Păi de ce? Eu mi-am trăit copilăria și încă mi-o trăiesc alături de bunicii mei și prin ei am învățat cum să-mi iubesc țara, cum să iubesc folclorul și asta m-a făcut să cânt, așa mă simțeam eu că îi răsplătesc pentru tot ce au făcut pentru mine. Ei și-au dorit și își doresc foarte mult să ajung o tânără interpretă foarte cunoscută în Iași și în România. Și în țară, da, și peste hotare. Muzica populară din România este, zic eu, mult mai ascultată de românii, de către românii plecați în afară. Și poate fi un lucru bun că prin acest gen muzical sunt mai aproape de casă și ne unifică pe noi ca popor. Au plecat multe milioane din țară după 90 și până în prezent, dar măcar muzica autentică românească să fie muzica ce ne unește, mai ales că vorbim astăzi despre unire, că e unire mai mică, așa, unirea principatelor. Am avut și o emisiune dimineață specială. Acum suntem veseli, suntem bucuroși că s-a produs această mică unire, da. Și unirea românilor poate fi făcută prin acest gen muzical. De ce ai ales muzica de folclor? Tinerii de obicei visează să fie, nu știu, Andreea Bălan, Andreea Antonescu, nu știu, altă personalitate cu un alt gen de muzică. De ce ai ales tocmai muzica folclorică? Păi eu ascult muzică populară, adică la mine în casă se ascultă de când eram micuță. Și m-am obișnuit, mi-a plăcut foarte mult. Sincer, zi de zi ascult muzică populară și studiez. Și, nu știu, deși mi-aș dori, îmi place foarte mult și muzica ușoară. Sau am idol, de exemplu, Andra. Dar da, și Andra cântă muzică de folclor. Da, da, da. Și o face foarte bine. Ea așa a început de când era mică. Tatăl ei a investit mult în ea și financiar și a ajuns o mare vedetă. Crezi că este important să investești financiar pentru a ajunge să fii cunoscută pe plan muzical? Eu cred că da, pentru că același lucru face și tatăl meu și mama mea. Sunt alături de mine atât financiar cât și moral și vreau să le mulțumesc frumos pentru tot ce fac pentru mine. Este foarte important să ai în spate pe cineva care te încurajează pe acest drum. Deși este destul de greu, am oameni care mă susțin și care apreciază ceea ce fac. Asta este foarte bine. Ai un mentor al tău în momentul de față? Ei te duci la niște cursuri de cântat sau aceasta este vocea ta de când te-ai născut? N-ai avut nevoie de alte îmbunătățiri? Nu. Doamna mea profesoră este Claudia Martinică, studiez cu dumneavoastră la Palatul Copiilor din Iași, cum v-am spus de acum 2 ani. Am început cu o voce de începătoare, să vă spun așa. Dar suavă. Da, da, da. Și acum am ajuns, deși mai am foarte multe de muncă, sunt sigură de asta, și am ajuns acum. Consider că este o schimbare chiar foarte mare. Tu doar cânți, nu și dansezi, nu? Ba da, eu și dansez, da. Am făcut la școala mea, eu studiez la Liceul Tehnologic Economic de Turism, unde am făcut câteva lecții de dansuri cu colegii mei, cu ansamblul Floare de Bujor, coordonat de domnul Cristian Ostafi, unde dumnealui a venit și ne-a învățat să dansăm, tinerele generații, și a fost foarte frumos. Acum ne pregătim de câteva proiecte pe care școala noastră va fi
implicată. Partener la proiecte respective. Particip și la concursuri, de obicei persoane care cântă mai merg și în afara județului, în afara orașului, la anumite concursuri de canto. Da, eu particip și la concursuri, de exemplu, în martie o să plec în Roman, unde sunt implicată în Uniunea Armenilor, ceea ce ați făcut dumneavoastră mai... Eu sunt voluntar, adică cânt piesele lor și merg și la evenimente private, unde... Da, sunt foarte fericită. Ești apreciat că... acolo. Da. Tu, făcând parte din Uniunea Armenilor, nu ți-a fost greu să cânți muzică populară românească? De ce nu te-ai axat doar pe muzica armenească? Nu se bat un piculeț cele două genuri de muzică? Nu. Mie îmi plac ambele. Am început cu muzica populară și nu aș lăsa muzica populară pentru muzica armenească. Și cânt muzica lor pentru că îmi place foarte mult genul și am văzut că reușesc să cânt acele piese. Deși sunt greluțe, să știți, dar prin multă muncă și dacă studiezi, reușești. Să înțeleg că știi și limba armenească. Limba nu o știu foarte bine, dar pronunția stau bine. Am avut invitat din zona armenilor, din Uniune. Ni s-au prezentat proiectele Uniunii pe anul trecut, pentru că emisiunea s-a derulat anul trecut, în 2018, și ne povesteam cât de greu este alfabetul și să-l scrii și pe urmă să și pronunți. Știi să scrii în alfabetul armenesc? Știu doar o parte, știu numele, atât. Dar aș vrea să învăț. Dar sunt sigură că o să fac. Ai timp, asta. Da. Sorana, trebuie să ne mai cânti astăzi încă o piesă. Sigur, cu mare drag. Prima s-a numit, a fost o horă, nu? Da, Hora Fetelor. Hora Moldovencelor din Iași. Și acum voi cânta o piesă din repertoriul doamnei Claudia Martinic, Hai cu toți la Hora Mare. Da, haideți cu toții, mergem la Hora Mare, mergem să și dansăm. Sper că în casele dumneavoastră ați dat sonorul mai tare la televizor și încingeți o horă mare să se audă că la Infinit TV e petrecere, pentru că e joi seara. Să jucăm cu voie bună.
și eu mă. Joc am învățat, mă, e de la-i mei din sat. Joc mai mândru n-am aflat, mă. Și să jucăm cu voi bună, după data noastră bună. Asta-i ora horilor, mă. Și să-i mai tare, să-i cu foc. Păi că a venit aici să joc. Asta-i hora horilor, păi hora moldovenilor. Hop, hop, și numai așa. Sorana Elena Dumitriu, ea ne-a încântat. Foarte, foarte frumos ai cântat. Cum ești privită de către colegii tăi? Eu am o relație foarte, foarte bună cu colegii mei și ei mă susțin pe acest drum. Să vă spun? Când ia un coleg de-a tău o notă mai proastă, te duci și cânti ceva la ureche, da. Nu mai fi necăjit, uite, îți cânt eu. Dar nu te las, nu-i cu din asta. Nu, hai la hora mare. Da, ceva să-l mai înveselesc puțin. Am o relație foarte bună și m-am acomodat foarte repede cu ei. Cum se împacă muzica cu ceea ce faci tu la școală, cu orele de la școală? Pentru că nu ești la o școală de profil muzical, ci ești la un alt profil, unul de turism. Da. Păi mă bucur că am reușit să îmbin aceste lucruri. Am reușit să am grijă și de școală și de muzică, deși este foarte greu. Timpul meu liber nu mai există. Și îmi doresc pe viitor să am mai mult grijă de muzică. Însemnând ce? Parte de studiu sau te gândești să participi la mai multe evenimente? Da, să particip la mult mai multe evenimente, să particip la mai multe concursuri și să am timp mai mult de muzică pentru că ador ceea ce fac. Asta este foarte bine, nu te întreb nici câți ani ai, pentru că nu este frumos să întrebi, dar așa după ochișorii tăi ești tânără și ai tot timpul la dispoziție să mergi către evenimente. Spune-mi, părinții, rudele, te susțin în ceea ce faci tu pe plan muzical? Sigur, după cum ați observat, mama e tot timpul alături de tine. După mine și asta e un ajutor imens. Rudele mă susțin enorm de mult, chiar la evenimente sau spectacole sunt acolo în primul rând și mă susțin, deși am emoții mai mari, să știți, când vin ei. Și mă bucur că apreciază ceea ce fac. Să știi că așa este și la mine. Când se uită părinții mei la televizor, am așa o conexiune, că încep să transpir, încep să am emoții, chiar dacă asta o fac săptămânal. Iar când știu că nu se uită nimeni, cum acum nu se uită părinții mei că sunt plecați și se uită pe telefonul mobil că suntem recepționați și online, știu, mă simt mai confortabil, sunt mai departe, nu se uită atenți la televizor, la orice detaliu, pentru că mă sună tot timpul și îmi spun, vezi că n-ai făcut bine că ai întrebat asta, vezi că nu ai stat corespunzător pe scaun și tot așa, mă cam ceartă uneori, nu ți se întâmplă și ție să primești observații din partea rudelor, părinților? Ba da. Din partea părinților, piesele să le cânt mereu corect, să... Bine, asta este și normal să mă certe din cauza asta, să studiez mult mai mult, să am grijă mai mult de muzică, dar și de școală, în principiu. Da, cu școala nu mai ai ce să mai faci. Acum am văzut, uite, conducătorii țării nu au mari studii superioare. Ce îți mai trebuie, mai ales dacă știi să cânți, ai cam dat lovitura. Da. Te duci, sportul și muzica, în momentul de față, sunt plătite cel mai bine. Așa este.
Păi, trebuie neapărat să te axezi pe ceva palpabil și uite, pe muzică, așa cum faci tu. Ai, nu știu, în muzica populară românească, ai un idol al tău după care să te ghidezi? Ai vrea să ajungi ca X persoană? Da, idolul meu în viață este doamna Mihaela Gurău, o interpretă de muzică populară. Chiar am cântat câteva piese cu dumneei și mi-aș dori foarte mult să o întâlnesc. Uite, mi-ai luat întrebarea din gură. Ai făcut și vreun duet până acum cu cineva? Ai cântat alături de cineva pe scenă? Păi, am cântat alături de doamna Claudia Martinică și cam atât, doar cu doamna profesoară. Însă mi-aș dori pe parcurs. Pe viitor, da. Să găsești un duet cu cineva. Da, da, da. De obicei, atunci când evoluezi pe scenă, toată lumea este ațintită cu ochii asupra ta. Nu ți s-a întâmplat să ai emoții atunci când evoluezi într-un spectacol? Ba da, am foarte mari emoții când vezi că toată lumea are... se uită la tine și... Și atunci te gândești, mă, poate mi-a căzut ceva, da, poate să nu fac o gafă. Da. Nu știu, părul, să mi-l coafez cumva, să... Da, este... Da, mie îmi place, adică este destul de emoționant, dar este ceva frumos. Am văzut că mari artiști, atunci când evoluează pe scenă, mai ales atunci când au și orchestră în spate, tot folosesc termeni muzicali, un re minor, un sol major, tot timpul se ghidează pe niște note muzicale. La muzică populară cum este? Auzi sunetul și știi exact cum să cânți sau cântați de pe note muzicale? Nu, cântăm de pe note muzicale, face parte din teoria. Înseamnă că știi gama. Da. Și face parte. Lăutare, de exemplu, nu prea știu cum e cu notele. Ei știu că e un după ureche și bagă unde e minor, acolo că așa știe că sună cu re minor. Uneori cu ureche, uneori cu gamă, cum îți este mai ușor. Ție cum îți este mai ușor? Mie mi-este indiferent, adică să știți că este mai ușor cu ureche, cum ai auzit linia, bine, și dacă ai ureche muzicală, cum ai auzit linia melodică, imediat te prinzi. Ai zis că participi atât în spectacole, urmează să mergi către concursuri, dar te duci și pe petreceri private, ceea ce îți urez mult succes. De câțiva ani buni și eu merg pe petreceri private, nu cânt, eu doar pun, aranjez piesele într-un playlist, însă te-aș ruga să-mi spui cărui segment de public te adresezi, ca și vârstă mă refer. Piesele tale atunci când ajungi la o petrecere privată, de cine sunt gustate cel mai mult? De persoane mai în vârstă? Cine gustă acest gen de muzică? Persoane mai tinere, mai în vârstă? Dacă o să vă spun, nu știu dacă o să mă credeți, dar de tineret. Ei cum aud la o petrecere, cum aud muzică populară, toată lumea iese la joc, se distrează, chiuială și... Îmi place când fac atmosferă și oamenii se distrează pe muzica mea. Să știi că așa mi s-a întâmplat și mie. În ultima perioadă, tinerii cer din ce în ce mai mult muzică din folclor, atât să asculte cât și să joace, să danseze. La petreceri private, cam te duci noaptea, că așa sunt. Da. Ce părere au părinții că lipsești noaptea de acasă? Păi eu nu merg singură, mama. Tot timpul cu mama, cu da, mama, da, da, mi se pare corect. Și sunt îngrijorați când sunt momente când mama mea nu poate să meargă și merg singură și sunt foarte îngrijorați, primesc acolo vreo 20 de apeluri și... Dar au foarte mare încredere în mine. Și asta mă face să fiu fericită și mă încurajează. Asta este foarte bine. De obicei, fetele, tinere, ca și băieții deopotrivă, au alte îndeletniciri, jocuri pe calculator, filme, alte pasiuni. La tine a fost pasiunea ta muzica.
Nu crezi că muzica îți șterbește puțin din farmecul copilăriei? Nu. Adică consider că mai mulți tineri cărora le place muzica populară, aș vrea ca să se implice mult mai mult. Să știți că suntem cam puțini la număr care facem muzică populară acum. Nu mă știrbește, cum a spus dumneavoastră, ci îmi face o copilărie mult mai frumoasă și la bătrânețe sunt sigură că o să am ce le povesti nepoților ceea ce am copilărit eu. Mai ai timp să te joci, să ieși, nu știu, cu fetele în oraș, la o prăjitură, să faci și alte lucruri? Mai am timp, dar nu foarte des. Foarte, foarte rar. Mai mult te duci pe școală și pe cântat, da, cam, da, asta, da. Cam asta este. Când eram și eu mai mic, să știi că mergeam către televiziune și către presă și așa, la 15-16 ani, am uitasem la un moment dat de ieșit în oraș cu prietenii, preferam să mă duc ori la școală, ori la televiziunea cu care colaboram în momentul respectiv. Și asta apreciez și eu, tinerii care de mici, nu știu, pornesc cu o anumită pasiune și se țin de acea pasiune. Crezi că vei ajunge, nu știu, la 60 de ani și să cânti tot muzică populară? Da, sunt sigură. Adică vreau să fac lucrul ăsta toată viața mea. Vreau să-mi câștig existența din lucrul ăsta și să fac cât mai mulți oameni fericiți prin ceea ce fac eu, prin muzică. Trebuie să ne facem pe noi acum fericiți cu încă o piesă care se numește... Scripcărașul zice bine, la fel din repertoriul doamnei Claudia Martinică. Și zice bine Scripcărașul, nu? Așa, îi zice foarte bine. Aia-i. Păi, haide să o ascultăm pe invitata noastră, cu alte cuvinte, o piesă veselă, să cântăm și să dansăm. Vede-i busuioc, o ieși un papil în joc, cu moște și la un loc, dere-dere-dere. Da, uite la Lelea Catrina, dere, 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 da. Tăi dar acușa cu bătuarșina, dere, 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 da. Da, și strigă gura mare, dere, 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 da. Tăi dar acu nimica n-o mai doare, dere, 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 da. Uite la Lelea Catrina, uite cu joacă bătuarșina. Azi din unt în sat, mulți flăcăi s-au adunat și stau la seama sigarde, dere, 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 da. Și stau răsămas din gardă, tere, 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 da, mă. Da, frunză verde, trist ca ieț, tere, 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 da, mă. Dar și stați pe loc, mai băieț, tere, 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 da, mă. Da, ia uitați-vă la fete, tere, 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 da, mă. Dar cu joacă fără pereche, tere, 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 da, mă. Frunză verde, trist ca ieț. Și stați pe loc, mai băieț. Da, zi-a motobaș, ia mai zi ca pila Iași, să prindă cu tăscurajă, dere, 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 da, mă. Dar azi ia motobaș, ia mai zi ca pila Iași, să prindă cu tăscurajă, dere, 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 da, mă. Da, și groște și vonișeie, dere, 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 da, mă. Dar acasă joc și eu cu ei, dere, 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 da, mă. Da, vălele-o și-o vai de mine, dere, 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 da, mă. Dar azi schimb carașul, îi zășe bine, dere, 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 da, mă. Să-i schimb care zi cu foc, păi să iasă lumea la joc. Jucat, jaba stă pe lângă noi, așa ca un măturoi, dere, 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 da, mă. Dar așa nu-i n-o jucat, jaba stă pe lângă noi, așa ca un măturoi, dere, 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 da, mă. Și mie joacă lângă mine, dere, 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 da, mă. Dar atât însu ai merge chine, dere, 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 da, mă. Da, hai cu toba să-i mai tare, dere, 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 da, mă. Dar cât s-o-i da șeva parale, dere, 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 da, mă. Să-i cu toba să-i mai tare, cât s-o-i da șeva parale. Să-i una mai cu foc, să iasă lumea la joc, pop, pop, și numai așa. Pam, pam! Ce să mai e? O melodie frumoasă, veselă. Numai piese vesele, mă, știi, să cânti, nu ne cânti o doină, așa, ceva de jale, nu știi?
Ba da, dar mie îmi plac mai mult ceva de joc, ceva mai vesel, ore bătute, țărănească, astea mă reprezintă pe mine. Mai ales că este și sărbătoare, e sărbătoarea Unirii, ce să mai, trebuie să avem un motiv în să avem un motiv în plus de bucurie și de cântec și de joc. Cu siguranță, atunci când mergi la orele de canto pe care le iei, nu? Cu doamna profesor Martinică și cu siguranță la diferite evenimente te întâlnești cu persoane care cântă muzică populară. Nu există între voi o concurență? Să știți că uneori, da, există acea concurență, însă eu nu simt lucrul acesta. Dar poate și unele răutăți. Da, da, da. De exemplu, o să se audă mâine, uite, pe Solana a fost la să petrecem împreună la Infinity TV. Pe mine nu m-a chemat nimeni să cânt acolo. Oare de ce? Eu am avut șansa asta și sunt foarte fericită că sunt aici. Și atunci, fiind această concurență, apar și poate și răutățile din partea unor persoane, mai ales că voi sunteți tineri cu toții. Da, această răutate poate să fie regăsită și în piesele voastre? Nu, aceste răutăți sunt spuse pe la spate, cum se face de obicei, însă nu prea bag în seamă. Asta este. Da. Ai zis că ai un repertoriu vast, și anume hore, bătute, țărănești și așa mai departe, da? De unde îți alegi piesele? Piesele negative eu le primesc de la doamna Claudia Martinică de la palat și le cânt cu mare bucurie oamenilor. N-ai venit tu cu, nu știu, cu o idee, poate să-i spui, doamne profesoare, aș dori să cânt și piesa aia și aia, că am auzit-o eu la cineva și atunci să te consulți cu dumneai și să interpretezi și piesele respective? Cu siguranță, asta se întâmplă zilnic. Îi cer sfatul doamnei. Și doamna îmi spune, este foarte sinceră cu mine și asta apreciez. E pe tonul tău, asta nu prea e pe tonul tău. E, mai trebuie să mai ridicăm cu un semiton. Aici trebuie să mai lucrezi. Așa este în muzică. Ai cântat vreodată cu o formație? Da. Am cântat cu o formație, dar mai am și colegii mei care cântă la instrumente și când ne întâlnim, asta facem. Studiem, să spunem așa. Și cum este mai ușor sau mai greu să cânți pe un negativ pe care îl știi sau să cânți alături de o formație? Pentru mine, să vă spun, este mult mai ușor cu o formație. Simți mai bine muzică. Da, simți, da, da. Nu știu, contrabasul ăla, că este orice, da. Clapa aia. Așa este. Cu negativul îl cânți oriunde și la un moment dat, nu că te plictisești, dar parcă prea ai cântat piesa aia de multe ori. Într-o formație schimbi ritmul mai repede, schimbi melodia și este mult mai ușor. Ți s-a întâmplat la petreceri să vină diverse persoane și să contracost să-ți ceară o dedicație și nu știu tu să le fi cântat? Da, de foarte multe ori la evenimentele private mi se întâmplă lucrul acesta și eu nu refuz. Adică dacă omul vrea să-i cânte asta, păi asta-i cânt. Să se simte lumea bine, nu? Da. Pentru X și pentru Y. Care a fost cea mai, nu știu, năstrușnic moment, nu știu, cel mai amuzant moment din cariera ta muzicală de până acum? Păi la primul meu spectacol, din cauza emoțiilor, am urcat pe scenă și domnul prezentator m-a întrebat cum mă cheamă. Și din cauza emoțiilor stăteam și mă uitam așa. Am uitat, pur și simplu. Dar imediat mi-am găsit cuvintele și am spus. Asta ar fi. Bine, sunt mai multe când mă pierdeam, când mă încurcam și... Dar... Ți s-a întâmplat să uiți versurile?
Da. Mulți artiști, să știi, când se confruntă cu asta, chiar și Andra, urmăream niște filmulețe pe un site de socializare, aveam la unele piese versurile scrise pe o tabletă și se uita tot timpul, tableta era undeva jos, în subsol, și se mai trăgea cu coada ochiului. Era cineva în spate care tot îi dădea piesa în sus, ca să vadă versurile. Cred că orice artist se confruntă și cu această problemă de uitat versurile. Dar îți este greu sau ți este ușor să reții versurile? Nu, mi-este foarte ușor. De exemplu, dacă îmi place foarte mult piesa, o repet de 2-3 ori și am și învățat versurile. Dar dacă este o piesă mai grea, parcă mai greu învăț versurile. Mie mi era greu tare. Îmi plăcea și mie să cânt când eram mic, chiar dacă nu aveam voce. Băieții știi cum e mai greu cu vocea în schimbare când sunt tineri. Acum nu mai am voce deloc. S-a schimbat cu totul la mine. Dar mi era foarte greu să învăț poezii și să învăț strofe. Și atunci nu m-am mai băgat și la cântat. Oricum nu aveam voce, nu puteam să cânt, dar nici cu strofele, cu versurile nu mă simțeam prea bine. De asta te întreb. Uneori poate îți mai scrii pe mână o strofă, te mai uiți așa cam. Da, cu mâna mi s-a întâmplat de foarte multe ori. M-a ajutat foarte mult. Bine, că nici nu puteam să scriu. Scriam așa câteva cuvinte care mi-erau mie mai greu de pronunțat. Și mai trageam așa câte un ochi să văd ce scrie acolo, ca să nu mă încurc. Mulți artiști de muzică populară din România încep să facă în ultima perioadă colaborări cu frații noștri de peste Prut, cu persoane din muzica populară din Republica Moldova. Te gândești și tu pe viitor să colaborezi cu cineva de acolo? Sigur, pe viitor, bine, când voi fi pe cont propriu și așa vreau să colaborez cu frații noștri de peste Prut, pentru că simt că voi avea un succes mai mare. Și, bineînțeles, nu știu, să mergi alături de o formație, un grup mare la evenimente din partea cealaltă de graniță. Da. Pentru că am văzut în ultima perioadă multe spectacole organizate în România, dar cântate de către cei din Republica Moldova, și vedem aici și maestru Botgros a avut un spectacol în luna decembrie la Sala Palatului, unde a fost plin, chiar arhiplin. Puteau să mai facă încă un spectacol de genul acesta, că eu cred că umplea din nou sala. Da. Asta este bine că te gândești în viitor să mergi mai departe, să încerci colaborări cu diverse persoane, poate și cu Andra, cine știe, nu se știe niciodată, însă pașii pe care trebuie să-i urmezi sunt destul de grei. Ți este greu în momentul de față să te axezi doar pe un singur gen de muzică? Nu, pentru că m-am acomodat și îmi place. Nu pot, n-aș putea să cânt altceva decât muzică populară, deși la evenimente sunt sigură că, adică mi se cere alt gen de muzică, dar la spectacole sau așa mă prezint doar cu muzică populară. Dar la petreceri private mă interpretez și alte genuri de muzică. Da. Cum ar fi muzică ușoară și armenească uneori. Aici ar fi un plus valoare față de mulți interpreți, pentru că mai știi și alt gen de muzică, un gen aparte față de cântăreții noștri din Iași și din România, având în vedere că tu cânti și muzică armenească. Și bineînțeles, prietenii tăi armeni se bucură atunci când sunt mândri de mine, da, și că le duci faima, le duci tradiția lor, da,
și în petrecerile românești. Da, chiar vorbeam cu o prietenă foarte bună, armeancă, și mi-a spus că îți este greu să faci lucrul ăsta, de ce vrei să faci lucrul ăsta, deși ea mă încurajează foarte mult, dar este mândră de ceea ce fac și de fiecare dată mă felicită pentru ceea ce fac. De ce atunci când trebuie să cânți muzică populară, trebuie să te îmbraci și într-un anumit port? De ce nu vii în blugi, îmbrăcat în blugi, gata, hai să vă cânt o piesă de folclor, nu știu de care? Pentru că consider eu, după părerea mea, că costumul popular este un simbol al muzicii populare, a țării noastre, și consider că trebuie să-l porți pentru că e un fel de respect pentru oamenii care te privesc. Și, nu știu, poate că ești și puțin în evidență, nu? Având în vedere că ești altfel îmbrăcată față de ceilalți, în momentul când încep să cânti, îmbrăcat în port popular, asta sunt eu, cu asta mă mândresc. Păi când te vede în blugi sau așa, zici, nu prea își dau seama de ceea ce vei cânta. Când te vede în costum popular, își dau seama din prima că asta vei cânta. Asta e cu orele noastre și cu bătutele. A venit, cum o cheamă pe doamna care ai zis tu, că ți este... Mihaela Gurău. Așa, da. A venit doamna Mihaela să ne cânte, dar în varianta mică, ca să nu folosesc alt interpret de muzică populară. Da. Bun. Am pomenit de ceea ce faci tu pe plan muzical, de viața ta extra școlară, dar o declarație de dragoste din partea unui băiat ți s-a făcut? Da. Nu se uită mama. Mama nu se uită acum la televizor. Rog. Da. Nu. Vă rog frumos, cei din regie, să opriți doar televizorul mamei invitatei mele. Da, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, însă nu prea am timp de lucrul acesta. Eu prefer să fac muzică populară, să studiez și atât. Să mă mai lase în pace băieții ăștia, ce e atâta turavură. Eu vreau cu muzică, le cânt o piesă dacă ieși. Sigur, mă las în pace. Pe parcurs, probabil, pe parcurs normal, că o să fie un dat un făt frumos când o să mai crești un piculeț. Pe cal alb. Da, deocamdată vreau să mă axez pe școală și muzică și cam atât. Asta este foarte bine. Îi rog pe cei din regie să mai pregătească prima piesă ca să încheiem așa într-o atmosferă frumoasă, să mai dăm replay la prima piesă, da, la horă. Muzica, când sunt piese foarte frumoase, muzică aleasă din folclor, că de astea sunt cântece populare, te gândești și tu să îți compui anumite piese sau să apelezi la un compozitor? Sigur, deja am pregătit, este ceva în lucru și voi reveni cu proiecte frumoase pe care de-abia aștept să vi le prezint. 100% proprii, ale tale, doar pentru tine. Sigur. Compui muzică sau apelezi la compozitori? Apelez la compozitori. Te întrebam că la un moment dat am mai avut invitați din muzică populară și tot așa se gândeau să apeleze la compozitori, dar din Republica Moldova. De asta te întrebam dacă tu compui, vrei tu să compui sau mergi către compozitori români. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi în această după-amiază. Am petrecut românești, am petrecut 100% autentici, am fost autentici astăzi și sperăm să mai vii la emisiunea mea și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație, m-am simțit foarte bine alături de dumneavoastră și cu mare drag. Și să mai cântăm ultima piesă din această seară, piesa aia de început, aia cu Hora, aia este piesa, zic eu, de rezistență, care astăzi trebuie să o avem în sufletele noastre, așa de la primul minut al emisiunii și până la final. Eu vă urez să aveți o săptămână cât mai plăcută, o seară frumoasă alături de Infinite TV și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare de la aceeași oră, la aceeași emisiune, să petrecem împreună.
la Iași, un fetiș flăcăiaș, măi. Ui, cât suntem frumoase, foc! Ui, și avem mă, bărbusul eu! Ui, și iubitii de flăcă! Așa-s fetii la noi! Ia zi una, toboșar, că avem la inimă șar, măi. Când e drag mult aș juca și horili a cânta, măi. Ia zi una, toboșar, că avem la inimă șar, măi. Când e drag mult aș juca, dar și horili a cânta, măi.